Bună și bine ați venit pe canalul meu! În videoul de astăzi vreau să vă prezint un unboxing foarte mare de la Farmec.ro. Este cea mai mare cutie pe care am primit-o vreodată de la ei și este și cea mai mare comandă pe care am dat-o vreodată. Comanda a fost în valoare de 265 lei și 24 de bani, deci o comandă foarte mare. Niciodată cred că n-am dat mai mult de 150 sau poate 200, dar chiar nu mai amintesc. Și am avut o reducere foarte faină pentru această comandă. Comanda nu este toată numai pentru mine, câteva produse sunt pentru mama, câteva pentru socra mea și mai am ceva și pentru o prietenă. Deci, practic, pentru 4 persoane, dar o să vedeți că majoritatea sunt pentru mine. Am notat aici la fiecare prețul produsului. Comanda am dat-o în 15 septembrie, în cazul în care vă interesează, adică joi, și am primit-o luni, deci destul de repede, în 2 zile lucrătoare cu DPD. Am fost chiar mulțumită. Și o să trec imediat la produse, doar vreau să vă mai spun că au fost câteva oferte, sănătate, au fost câteva oferte foarte faine când am dat eu comanda, și anume, încă mai puteți profita de ea, la 2 produse pentru păr, pe care voi doriți să le achiziționați din gama Gelo Vital și Argan Plus, deci orice produs de păr ai alege, șampon, balsam, mască, șampon uscat, tot ce vrei, la 2 produse pentru păr se primește gratuit masca de păr cu keratină care costă 16,70 lei, deci foarte mult să o primești gratuit, mi se pare super, super fain, am profitat de ofertă. Transport gratuit la comenzi de peste 129 de lei, deci practic puteam la 2 comenzi dacă dădeam să beneficiez de transport, având comanda așa de mare, și în ziua de miercuri și joi, în 14 și 15 septembrie, a mai fost o ofertă foarte faină cu un prosop pentru păr, cu un turban mai exact. Dacă dădeai o comandă de minim 99 de lei pe Farmec în 14 sau 15 septembrie, primeai absolut cadou un prosop, un turban pentru păr. L-am văzut, l-am deschis, l-am primit, pentru că am mai filmat odată comanda, însă copilașul meu este aici cu mine și a trebuit să întrerup, astfel încât am luat-o de la capăt, dar asta este. Și vă spuneam că am avut o reducere. Am avut o reducere cu ajutorul unui cod de reducere. Și anume de pe e-mailul mamei. M-am abonat la newsletter cu e-mailul ei și a primit un cod de 15%. A primit un cod de 15% discount. Cu acel cod, la această comandă așa de mare, la 265 de lei, am obținut un discount de aproape 29 de lei. Ceea ce mi se pare super, super bine. 28 de lei și 89 de bani, atât a putut codul acesta de reducere să reducă din plată. Și vă spuneam că masca pentru păr este 16,71 lei. Deci am avut un discount total de 45 de lei și 60 de bani. Eu mi-am notat tot, mi-am făcut aici o schiță și am achitat, asta vreau să vă spun, am achitat 220 de lei. Deci în loc de 265 și 30, am achitat 220 de lei. Așa, am notat aici tot, v-am spus de toate promoțiile, în ce perioadă se desfășoară, cum am primit comanda. Am vrut să vă mai spun și că nu sunt sponsorizată, în cazul în care o să credeți lucrul acesta, nu sunt sponsorizată, o să vă arăt imediat și factura că am plătit aceste produse din banii noștri, nu am fost sponsorizată, cu toate că mi-aș dori, deci dacă vede vreodată cineva de la Farmec acest video, da, mi-ar plăcea, dar nu. Nu am avut o colaborare pentru acest video. Aceasta este factura mea cu totalul 220 de lei. Și am primit-o în 19, în data de 19 septembrie. Haideți să începem cu produsele. Vreau să vă arăt interiorul cutiei, care e foarte, foarte greu. Să vedem așa. Bun, cam așa. Cam așa se prezintă toate. Dacă tot este aici sus, încep cu turbanul, cu prosopul pentru păr, pe care l-am primit gratuit. Acesta este alb. Acolo pe site păreau un bej, așa crem, dar este alb.
scrie aici Gerovital și este un prosop absolut normal, foarte mare, nu știu cum o să se vadă. Are aici o gaică, așa ceva din elastic și un nasture cu care să-l prinzi. Am mai avut, dar sigur nu de la Gerovital, nici nu știam că ar putea avea așa ceva. E un material bun, de prosop, moale. Mă bucur sincer că l-am câștigat. Aveam nevoie, am avut. Acum nu am niciun astfel de turban. Bun. Prietena mi-a așa comandat acest fond de ten, Gerovital Beauty, nuanța Ivory. L-a recumpărat, pentru că dacă ați văzut ultimul unboxing, și l-a cumpărat și atunci, este aproape pe terminată, mi-a spus și dacă tot am dat comandă, l-a vrut. Așa, acesta costă 59 de lei și 90 de bani, deci aproape 60 de lei. Și ce vreau să vă mai spun, în cazul în care reciclați, sunteți și voi ca mine și reciclați, la fel ca multe persoane, așa arată fondul de ten, el vine sigilat, foarte, foarte fain. Și mă scuzați pentru mâinile mele, însă am început sezonul de cules nuci și am făcut dulceață de prune și mâinile mele s-au pătat puțin. Nu mare lucru, dar totuși puțin. Sper să nu vă deranjeze. Revenind la reciclare, dacă reciclați oricare patru ambalaje de la Farmec, de exemplu, această cutie se pune un ambalaj și tubul de la acest fond de ten încă un ambalaj. Deci două ambalaje sunt aici, nu doar unul. Nu aruncați cutia, nici eu nu știam. Îi mulțumesc unei drăguțe de abonate că mi-a spus în comentarii, chiar la ultimul unboxing, mi se pare, da. Îi mulțumesc super mult că mi-a spus și mie această informație, chiar mi este utilă. Prietena mea nu le reciclează astfel încât mi le oferă mie, îmi oferă mie prilejul să le reciclez și o să tot păstrez această cutie și o să-i dau doar fondul de ten. Dar super, super fain. Așa. Să vedem cu ce să continuăm. Cu oferta la produsele de păr, zic. Și haideți să vă prezint. Șampon uscat, șampon normal și produs cadou. Deci, prosop produs cadou și încă acesta. O să încep cu condiția. La cumpărarea oricăror două produse din gama Gerovital sau Argan Plus, eu am ales Gerovital, primești această mască. Masca este în full size. Deci se observă bine la 150 ml. Acum nu știu cum este produsul, dar sunt încântată că am primit-o gratuit. Super fain. Și mi-am luat așa un șampon, tratament expert, un șampon nutritiv. Foarte interesant. Cu ulei de avocado, ulei de măsline și provitamina B5. Așa arată produsul, are 250 ml și a costat 15,60 lei. Abia aștept să văd cum o să fie. Aveam nevoie de șampon și șampon uscat, l-am recumpărat acesta, șampon uscat cu efect condiționant. Am încercat unul, nu mai știu în care unboxing, ori încercat, cred că este aici pe canal, dar este cel mai bun șampon uscat pe care l-am folosit vreodată, acesta. Și atunci cred că a costat 16 lei, deci doamne, nu știu, este cel mai bun șampon uscat pe care l-am folosit vreodată. Acum l-am pe cel de la Batist, însă de care nu sunt foarte mulțumită, pentru că lasă o grămadă de pudră albă în păr. Deci foarte, foarte mult praf alb în păr, nu îmi place lucrul acesta. Acesta, în schimb, nu lasă pudră albă absolut deloc în păr. Miroase foarte bine, este genial, își face bine treaba, lasă părul cu volum, absorbe sebumul și deci nu mai spun că m-aș da non-stop cu el în păr, pentru că miroase foarte, foarte fain. Deci îmi este mai mare dragul să mă dau cu el în păr, pentru că miroase genial. L-am recumpărat, a costat 15,90 lei, de 16 lei. La cumpărarea acestor două am primit gratuit masca regenerantă cu keratină. Aceasta este. V-am arătat și mai devreme că are 150 ml. Foarte, foarte fain. Ofertă foarte bună și am profitat, de ce nu. În continuare, tot din categoria recumpărate, o cremă pentru față, aceasta, cremă matifiantă cu bambus. Între timp am folosit-o, nu sunt chiar la jumătate, dar am folosit mult din ea și am o părere deja despre ea, îmi place, este hidratantă, dar matifiantă.
Deci, pentru tenul gras este ideală, se absorbe imediat în piele, miroase discret a bambus și ține tenul mat. Deci, nu este grasă, uleioasă, este super, super faină. Mi-a plăcut înainte foarte mult și cea cu orhidee, însă nu se mai găsește din păcate. Am cumpărat pe aceasta să o am pe stoc. V-am spus, din cealaltă mai am, nu era neapărat, dar dacă mai era încă la outlet și la aceasta se poate recicla tot așa și cutia și borcanelul, mi s-a părut super fain și am zis o iau, să o am în casă. 11 lei 20 mi se pare, haideți să vedem. Crema de față 11 lei 27, deci 11 lei 30, o cremă de față foarte, foarte bună. O recomand. Să vedem cu ce continuăm. Continuăm cu mostrele. Au fost foarte, dar foarte generoși cu mostrele. Mă bucur foarte mult, probabil pentru că a fost o comandă mare sau nu știu, dar ei în general pun mostre. Vreau să vă spun că eu am dat o comandă odată de nici 10 lei, de 9,50 lei și am primit vreo 3 mostre, 2-3 mostre, deci să știți că sunt generoși cu mostrele și am primit așa. Șampon anticădere, H3 Derma Plus, cred că l-am mai avut pe acesta în trecut. Și mi-a plăcut, 10 ml. Șampon detoxifiant cu cărbune, 10 ml. Nu l-am folosit, sunt curioasă. Și ceva super drăguț de care m-am bucurat, că mi-au dat așa prilejul să folosesc un set, să spun, șampon și mască cu din gama aceasta Argan Plus. Deci am șampon hidratant cu keratină la 10 ml, le-am mai folosit, îmi plac. Și mască hidratantă cu argan și ulei de măsline, tot 10 ml, foarte drăguț. Niciodată cred că n-am folosit mască de la Argan Plus, chiar nu știu. Așa, și pentru soțul meu un șampon Clean and Cool, foarte, foarte fain. Nici nu știam că se oferă mostre și de la produse de bărbați, pentru bărbați, super fain. Deci 5 mostre, practic 50 ml de produse, am primit absolut gratuit. Foarte, foarte fain. Spuneți voi că nu sunt ei drăguți, atenți cu clienții lor. Repet, nu este reclamă, dar chiar îmi place. Eu, într-adevăr, că am scris acolo la detalii că doresc mostre de șampon și balsam sau mască și poate de aceea au ținut ei cont și mi-au trimis, poate așa s-a nimerit, chiar nu știu. Bun. Continuăm cu ofertele de la outlet, preț genial la crema depilatoare, nu știu dacă mai are rost să vă vorbesc, v-am vorbit, cred că este al treilea clip sau nu mai știu de când o vorbesc despre crema aceasta depilatoare, este cea mai bună crema depilatoare pe care am folosit-o vreodată, are un preț genial comparativ cu magazine, la noi este 13 lei, 12 lei, aici am găsit-o la 8 lei 30, haideți să o punem să se vadă, 8 lei 20 6, da, bucata, deci 8 lei 30, un preț foarte, foarte bun, am 3 pe stoc, am terminat 2, deci vă dați seama și încă 2 mi-am cumpărat, 2 sunt ale mele, 2 sunt ale mamei mele, deci la 7-8 creme, credeți-mă că îmi place și, na, n-aș fi cumpărat-o de atâtea ori dacă nu era bună, este absolut clar. Deci, 2 pentru mine, produsul are 150 ml. 2 pentru mine, 2 pentru mama mea, luate de la outlet, încă se mai găsesc, cred că. Eu așa mi se pare că le-am mai văzut. Continuăm. Deodorante pentru soțul meu. Vi le prezint imediat și pentru mine. Pentru soțul meu, acesta activ. 0% alcool, protecție eficientă 24 de ore, fără urme albe. Cam tot ce ai nevoie de la un deodorant, 150 ml. Acum sunt curioasă dacă o să și facă ceea ce scrie aici. Și unul sedativ. Cred că acesta scria că e nou. Tot așa 150 ml. Și unul din gama Atos, Aqua Cool. Nu știu cum miroase, cum este, a avut dinamic, zice că nu-i mai place cum miroase acela, am zis să-l încercăm pe acesta, chiar sunt curioasă să vedem cum miroase. Doamne, mi-a pus scoate capacul. Miroase fresh, așa. Nu, cine știe ce. Dar, na, sper să-i placă și să îl protejeze, cel mai important. Bun, și pentru mine, 2, să am, chiar astăzi mi s-a terminat, nu mai aveam deloc. Am luat așa, cu 0% alcool, fără urme albe, prospețime naturale și protecție eficientă 24 de ore.
Jehovah Vital HTV Natural, Doamne, 150 de mililitri. 10 lei, la fel și acestea două ale sortului, 10 lei. Acesta a tot 8 lei și 10 bani. Și acesta fresh, deci acesta este natural și acesta este fresh. La fel, fără urme albe, prospețime naturale și protecție 24 de ore. 10 lei bucata. Aveam nevoie, sper să fie bune. Ultimele produse pentru îngrijire, să spun așa, pe urmă mai avem doar produse pentru casă. Ultimele produse de îngrijire, tot de la outlet, cred că nu este o surpriză să le vedeți și la mine. Da. Da. Haideți să dau totuși astea un pic mai în spate, că nu mai am loc. Două rezerve de săpun lichid, un refill, așa, de săpun lichid, de la Farmec cu glicerină. L-am deschis, miroase subtil, ceva așa plăcut, natural. Acest refill are 500 de mililitri și a costat doar 5,81 lei de bani. Un preț foarte bun. Pentru că am ambalaje de la săpun lichid, doar îl torn acolo și asta e. Dar m-am gândit că în ambalajul acela, având 250 ml, vă dați seama, ar fi 3 lei să umpli acel refil, în condiții în care pe mine 250 ml mă țin aproape o lună, cam 3 săptămâni. Acum depinde cât de mult pun sau cât de des ne spălăm pe mâini, dar totuși 2-3 săptămâni, aproape o lună, 3 lei să ieși pe săpun lichid, mi se pare super, super fain. Este românesc. Și spune aici, am văzut ceva important și interesant, împotriva uscării mâinilor. Le-am văzut de multe ori la Simona, spunea că sunt bune, le-a tot recumpărat, cred că așa la vreo 4, ultima dată când am văzut eu un video, deci clar că sunt bune. Și pare și formula așa, groasă, bogată, foarte fain. De-abia aștept să le folosesc și putem recicla absolut toate ambalajele. La ei, la Farmec. Mai am aici o pungă în care sunt produsele de casă. Doamne, ce grea este. Că de-abia o ridic. Așa. Să nu uit să vă arăt și cutia la sfârșit când este goală. Am așa, nu fără de scos fete, 3 bucăți. Unul pentru mine, unul pentru mama mea și unul pentru soacra mea. 3 bucăți de nufăr scos fete, l-am folosit, nu știu, cred că 3-4 sticle, chiar nu mai știu, dar mult. 500 ml are fiecare produs, chiar azi mi s-a terminat, a venit la fix, dar nu-mi dau seama că trebuia să iau măcar vreo două, pentru că o să-l consum destul de repede și nu știu când o să mai dau comandă, dar în fine. Pentru țesături albe și colorate și fără clor. Într-adevăr, n-are clor. Vreau să vă spun că este destul de bun. Nu pot să spun că scoate absolut orice pată, dar a scos pete la care nici nu mă așteptam, sincer să fiu. De exemplu, pete de fructe, nu știu, afine, căpșuni, sneură, pete de vaselină, ulei, ceva de pe hainele soțului. A scos și pete din acelea cum se fac tricouri albe cu urme galbene la sub braț. Le-a scos. Acum depinde dacă sunt pete foarte vechi, foarte uscate, foarte întărite. S-a întâmplat să nu le scoată deloc, dar eu sunt mulțumită. Până acum n-am găsit ceva nici mai bun, nici mai ieftin ca acesta, deci continui cu el. Prețul lui este 11,40 lei, deci super ok. În magazine este mai scump, de exemplu la noi este 13 lei, la mine în zonă. Bun, și ultimele 3 produse, nu fac pentru desfundat țevi. Două pentru mine, unul este pentru soacra mea, v-am spus că este comanda la comun. Așa, nu fac desfundat țevi și chiuvete, dacă știți ceva despre produsul acesta, desigur, o să-l folosesc și eu și o să văd care este treaba cu el. Dar dacă știți ceva, vă rog să-mi spuneți în comentarii la voi cum a funcționat și cum este. Aveam nevoie pentru că a început apa de la chiuvete să meargă foarte greu și clar că are nevoie de o curățare. Acest produs costă 6,30 lei, un preț super, super bun. Acesta este. Și să vedem ce cantitate are. 375 de mililitri. Și se poate, desigur, recicla. Abia aștept să-l folosesc. De 6,30 lei. Pentru o sticlă mi se pare un preț foarte bun și aceasta v-am spus pentru socră mea. Acestea au fost produsele, dragii mei, destul de multe, multe cadouri, multe avantaje, mostre gratuite, transport gratuit, mască de păr gratuită și un turban pentru păr gratuit, produse de la outlet,
produse pentru casă la prețuri foarte bune. Sunt foarte, foarte mulțumită de această comandă. Acum de-abia aștept să folosesc șamponul, să folosesc masca, să folosim deodorantele. Abia aștept. Aceasta a fost comanda. Cutia este goală. Nu știu cum să vă arăt, dar cam atât. Cam asta a fost. Așa, și vreau să vă mai spun că nu știu dacă o să mai fac vreun haul pe luna aceasta, pe septembrie. Vreau să vă mai spun că și luna aceasta, în luna septembrie, am reciclat la Farmec. Și anume, la 4 ambalaje ale produselor lor pe care le duci într-un magazin, într-un centru Farmec sau CeroVital, în luna septembrie primești această cremă de mâini în ambalaj nou, cremă nutritivă soft cu ulei de argan. Produsul e foarte generos, la 150 de ml. Luna trecută am primit o pastă de dinți, care aproape mi este pe terminată și o să o reciclez. Luna aceasta am primit această faină cremă, eu zic de mâini sau poate pentru corp, o să vedem. Dar totuși foarte fain, este în ambalaj nou, am primit-o absolut gratuit. După cum vă spuneam, am reciclat 4 ambalaje. Vă încurajez și pe voi să reciclați ambalajele și pentru produse de cadou, pentru că eu recunosc că îmi place foarte mult să primesc produse cadou, dar și pentru a nu arunca pur și simplu ambalajele. Fie plastic, fie carton, aluminiu sau orice ambalaje mai folosim. Deci mi se pare foarte frumos din partea lor să ofere un cadou atât de generos. Nu vorbesc doar despre acesta, un cadou, un produs în full size, doar pentru că reciclez 4 ambalaje de ale lor. Dragii mei, acesta a fost videoclipul meu, unboxing-ul meu de la Farmec, o comandă mare și frumoasă, spun eu. Spuneți-mi în comentarii impresiile voastre, dacă ați folosit ceva din aceste produse, spuneți-mi jos în comentarii. V-am pupat și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Pa, pa!